În școală eram unul dintre cei mai cuminți copii, eram mereu în prima bancă, pentru că nu purtam ochelari de vedere și nu vedeam la tablă și mereu eram copilul ăla mediocru, pe nota 8, dar care era mereu cu minte, nu se bătea cu nimeni, nu se certa cu nimeni, nu făcea gălăgie în oră. Eram un băiat timid. Cu toate astea, în clasa 9 m-am ales cu un 4 la purtare și mi se părea foarte ironic că tocmai eu, copilul ăla timid din prima bancă, pe care toți profesorii și toți colegii și toți părinții l-au văzut că stă acolo în prima bancă și e cu minte și timid și prost ca naiba, s-a ales cu un 4 la purtare. Care erau șansele? În fine, explicația am spus-o într-un alt vlog, am fost exmatriculat din clasa 9 sau în fine, aproape exmatriculat, pentru că am scris niște chestii pe internet. Aia e altă poveste. Dar ce-am pățit ieri mi-a amintit de treaba asta, de sentimentul pe care l-am avut atunci în clasa a noua când am primit 4 la purtare. Cred despre mine că sunt acel cetățean responsabil care este atent la ce este în jurul lui, care vrea binele comunității, binele orașului, binele... În fine, iarăși prostul ăla din prima bancă, cam asta e treaba. Și culmea, cum reușește tipul ăsta responsabil să fie luat de acasă de jandarmerie de 2 ori în sub 30 de zile? Și asta mi-am amintește de acel 4 la purtare. Cum? Cum de tocmai eu? Ieri la 7:10 dimineața mi-au bătut 2 jandarmi la ușă, ca și acum aproape 30 de zile. 19 septembrie 2016 au venit vreo 5 jandarmi să mă ia. Deci ăla e taxiul meu, da? Și m-au luat și m-au dus la judecătoria sectorului 1, pentru că eram martor într-un caz. Cazul despre care vorbim a fost filmat și pus de mine pe internet în decembrie 2015, atunci când am filmat toată cearta dintre... În fine, uite. Vreau să știu cu cine stau de vorbă, da, domnul meu drag, prezentați-mi cartea de identitate măcar, vă rog. Domnul Dăceanu, în București ăsta nu se poate ce... Domnul Tache, cel din imagini, deja faimos, deja au apărut multe meme-uri cu el pe internet. În vara acestui an, videoul a fost descoperit și de Antene și Intact și l-au promovat și ei puțin, nu știu cum, după atâta timp. Așa că iată-mă pe mine, la 7 și 17 minute cu exactitate, după doar 5 ore de somn, în... Dacia jandarmeriei dus la judecătorie. A fost interesant pentru că pentru prima dată de când l-am filmat am dat iarăși ochii cu domnul Tache. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-mi arate un like. Probabil că era fericit că am apărut și eu, pentru că cazul într-adevăr stătuse pe loc din cauza mea, din lipsa mea, nu mă prezentasem ca martor. Îmi asum chestia asta, e vina mea. Long story short, partea interesantă este că pentru prima dată am fost martor și am fost într-o sală de judecată și am văzut și eu care-i treaba concret. Te duci acolo în fața judecătoarei, te urci așa pe un piedestal și aici în fața ta este Biblia și de obicei pui mâna pe Biblie și juri pe Biblie că o să spui doar adevărul. Mi-am schimbat ochelarii odată cu filmarea asta. Mie mi se pare ironic că în secolul ăsta, în 2016, încă poți să juri pe Biblie, ca și cum dacă juri pe Biblie, este clar că vei zice, da, bine, iarăși nu contează. Mi s-a părut interesant că doamna judecător, așa cum și trebuie, probabil m-a întrebat dacă sunt creștin, am spus că nu și nu am jurat pe Biblie, ci doar am repetat că iau la cunoștință faptul că nu este ok să minți și că minciuna se pedepsește cu jandarmeria, ceea ce este, că minciuna se pedepsește cu închisoare, asta vreau să zic, așa, asta cred că am zis, dacă mi-am amintesc bine. În fine, și apoi doamna judecător m-a pus să spun tot ce mi-amintesc despre ceea ce s-a întâmplat în ziua aia. Am început să relatez și probabil că în primele 3 propoziții am spus că am filmat-o din incidentul și l-am pus pe You, moment în care am întrerupt și mi-a zis, am văzut și eu videoul. În clipa următoare și avocatul domnului Tache a spus că a văzut videoul, în fine, poate că la el mă așteptam, dar doamna judecător văzuse videoul de pe YouTube. Apoi declarația mea a fost transcrisă și a trebuit să semnez și cam asta a fost tot. Nu e mult de poveste, nu e atât de special. Ce poate fi special este că aștepți în sala aia până îți vine rândul și e posibil să dureze uneori. În fine, și am vrut să filmez treaba asta azi ca să am un final la povestea acelui viral din decembrie 2015 cu domnul Tache care parchează neregulamentar. E bine, am aflat ieri că domnul polițist i-a dat o amendă pentru conducerea pe sens opus, ceea ce înțeleg că se pedepsește cu multe puncte și o amendă destul de mare, habar n-am, nu am carnet, când de fapt nimeni nu l-a văzut pe domnul Tache cum a condus pe sens opus, ci doar i-au găsit mașina parcată pe sens opus și petrecerea de pietoni. Iar încercarea domnului avocat al domnului Tache era să demonstreze că amenda este dată necorespunzător, pentru că domnul Tache nu a condus pe sens opus. Nu știu, habar n-am, nu sunt judecător, nu sunt avocat, habar n-am cum e treaba asta, nu știu dacă amenda aia este ok sau nu. Dacă mă întreb pe mine, ca o mașină să fie parcată pe sens opus, trebuie să fie condusă pentru puțin timp, într-adevăr, pe sens opus. Deci, nu știu ce se va întâmpla acum, nu știu dacă domnul Tache va rămâne fără amendă, nu știu dacă domnul Tache va rămâne cu o amendă mai mică pentru parcare neregulamentară și petrecerea de pietoni. Ceea ce sper însă este că nu o să mai parcheze niciodată atât de prost, pentru că sunt nebuni ca mine care vor să se bage în seamă și să facă o lume mai bună. Singura parte proastă a acestei povești este că eu m-am ales cu o amendă de 500 de lei pentru faptul că nu m-am dus ca martor primele 2 sau 3 dăți. Prima dată pentru că nu știam cine e domnul Tache când mi-a venit hârtia acasă, a doua oară eram plecat din oraș, am eu scuzele mele, nu contează. Ar fi puțin ciudat ca eu să rămân cu amenda asta de 500 și domnul Tache să nu rămână cu nicio amendă, dar consider că este o investiție în mine.
am aflat care-i treaba. Am plătit 500 de lei ca să văd și eu cum este să mergi cu mașina jandarmeriei de două ori, cum este să ajungi până la urmă în sala de judecată, cum este să fii martor, cum se face justiția în România. Am aflat ceva. Și am făcut materiale, am avut un video viral. Ar fi tare să pot spune că e ok, îmi plătesc amenda aia de 500 de lei din banii făcuți de pe viralul cu domnul Tache, dar ar fi complet fals. Nu se fac banii așa, din păcate, pe YouTube. Nu știu cum se fac banii pe YouTube. Asta a fost tot. Astăzi am fost pe Hotel Capitol și am filmat niște cadre cu Bucureștiul de sus. Astea sunt cadrele. Bate, mă. Gata cu vântul ăsta, să pot și eu filma, vă rog frumos. S-a oprit? Da.